Echipa de handbal junior 2 a clubului sportiv Constelația Giurgiu va juca primul meci din noul sezon al campionatului național rezervat acestei categorii, duminică de la ora 10 în sala de sport a școlii numărul 10 din Giurgiu cu CSS 2 București. Formația giurgiuveană este formată din membrii fostei echipe de la CSM Dunărea Giurgiu, acolo unde secția de handbal s-a desființat. Este vechea echipă care era la CSM Dunărea Giurgiu, secția s-a desființat, copiii s-au împrăștiat și atunci a trebuit să facem mari eforturi ca să-i ținem la antrenamente. Sperăm că va fi bine, că vom trece peste anul ăsta competițional cu ajutorul domnului Beanu și al domnului Nicolae Florian. Dânsii sunt cei care ne vor ajuta în acest campionat. Echipa giurgiuveană nu mai este însă completă, fiindcă trei dintre cei mai buni jucători au plecat la București după desființarea secției de handbal de la CSM Dunărea Giurgiu. Cei de la Constelația Giurgiu speră totuși că vor avea o evoluție bună. Sperăm ca copiii să joace bine, pentru că sunt pregătiți, am făcut antrenamentele necesare, tehnico-tactice. Avem primul meci duminică cu Clubul Sportiv Școlar numărul 2 București. Din seria în care evoluează Clubul Sportiv Constelația Giurgiu mai fac parte CSM București, Dinamo București, Petrolul Moreni, CSS 2 București, Club Sportiv Școlar 3 Steaua București și Media București.